Bună seara, bine v-am regăsit! România furată, la Digi24, un reportaj anchetă despre criza de medici, de personal medical în general, un reportaj despre și cu oameni care lucrează în spitale, cu toate lipsurile pe care alegerea asta le implică de cele mai multe ori, cu gândul că aceasta este o platformă de lansare, calea spre un loc de muncă în străinătate. Ne supără asta fără îndoială, ne supără și că medicii pleacă după ce au învățat pe banii statului român tot ce știu, ne supără și că doar puțini dintre cei care rămân sunt medici dedicați, buni, care știu ce fac și o fac fără să ceară sau măcar să aibă așteptarea unei atenții. Ce-ar fi să ne punem un pic în locul lor? Eu cred că asta și-a propus în primul rând reporterul care a realizat această anchetă, Madalina Chițu. Și după ce vedem reportajul, adâncim puțin discuția cu două exemple concrete și grăitoare aflate aici în studioul Digi24. Vlad Voiculescu și Horace Ioani, bună ziua, bună seara, bine ați venit la Digi24. Horace Ioani, sunteți neurochirurg, ați lucrat timp de 7 ani, ați profesat ca neurochirurg în Marea Britanie și v-ați întors în țară. Atras de ce? Aceasta este întrebarea și vrem să știm ce ați găsit în România și dacă ceea ce credeați că o să găsiți a fost ceea ce ați găsit. Vlad Voiculescu, în același timp, vă prezint în mai puține cuvinte, pe lângă această calitate de fost ministru al sănătății care și-a dorit să facă ceva pentru medici și pentru pacienți, am să profit și de calitatea noastră de român care a trăit ani de zile într-o țară occidentală și totuși a hotărât să se întoarcă. De ce? Sigur, cu treabă. Întrebarea este și plutește în aer, de ce sistemul sanitar din România este atât de putred? O fi lipsa banilor, e doar o chestiune de finanțe? Eu aș spune că nu, dar aveți ocazia să mă contraziceți. Vă așteptăm comentariile pe pagina de Facebook Digi24 și întrebările. Chiar acum reportajul, ancheta România furată despre exodul medicilor. Ia zi, ce faci? Na, ai mâncat și ești cu burta plină și te-ai gândit să dormi, nu? Așa te fi? Nu vrei să te trezești, văd. Nu am prea bine să înțeleg, nu? Și aș dormi dacă aș putea la ora asta. Venim în fiecare zi, vedem copii, îl ascultăm la inimă, vedem cum este burta. Până când reușim, adică acești copii să plece acasă. Plece acasă, fără să mai fie nevoie să aibă cateter, să mai aibă tratament. Azi sunt motivată că acest copil a crescut un pic, că este mai bine, că mănâncă la biberon. Este frumos să ajungi la muncă și să știi că ai făcut ceva bun. Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult și nu m-aș fi văzut să fac altceva. Doar că e greu din punct de vedere al timpului, al efortului, al orelor muncite în continuu. Faci o gardă interminabilă de 30 de ore, abia poți să te mai ții pe picioare și stai și te gândești că ar trebui să mai mergi la un alt job ca să te poți să te întreții. Am avut momente în care chiar vroiam să renunț și să nu mai vin sau să stau acasă și să mai vin la spital. Am preferat să trec peste și să știu totuși că puținul pe care îl fac ajută acești copii. Ce s-a întâmplat cu cazul din Marta așa? Păi am fost la CT ca să vedem exact cum e malformația cardiacă. Probabil o să plece afară. Mai exact, la o clinică privată din Milano să fie operat. În România, mai puțin de jumătate dintre copiii care se nasc cu malformații cardiace primesc tratamentul de care au nevoie. Lipsa medicilor care să facă o astfel de intervenție este principalul motiv. Dintre cei tratați în România, 90% sunt pacienți operați ca urmare a unor misiuni umanitare făcute de o echipă de medici veniți din Italia. Știind că este necesitate, am zis, hai să vedem dacă putem să facem ceva. Astăzi, a câta operație este? Astăzi e prima operație la un pacient foarte complex și e foarte riscantă și sperăm că o să fie bine. Aveam aparatură, aveam centru, aveam totul, dar nu aveam nicio persoană care să lucreze aici. Și
La Marie Curie este un teren fertil, este un centru de cardiologie pediatrică destul de bun. Medicul sirian Youssef Tamam este cel care conduce o echipă de medici din Italia care operează pro bono copiii români cu malformații cardiace. Prima misiune a fost în 2014, atunci când la Spitalul Marie Curie s-a deschis secția de cardiochirurgie pediatrică, prima de acest gen din țară. Secția funcționează doar câteva zile pe lună, atunci când vine doctorul Tamam împreună cu echipa lui, printre care se numără și o mână de medici români veniți de la alte spitale din țară. Deci sunt anumiți copii care trebuie să fie operați de la prima zi de viață, deci, sau la înainte de o lună de viață, deci, sau la 10 zile. Deci dacă nu ești prezent permanent, e risc mare pentru copilajul. Când la Spitalul Marie Curie nu sunt misiuni, secția stă închisă pentru că nu sunt medici. Lipsesc nu doar medicii specializați în cardiochirurgie pediatrică, ci și anesteziștii. Sunt cardiochirurgi pediatri, români buni, dar lucrează în străinătate. Deci, dar în România, la ora actuală, sunt puțini. În total, secția ar avea nevoie de 22 de cadre medicale, iar de la deschiderea secției până în prezent nu a putut fi completată echipa. Sunt cazuri extreme, urgențe, da? Trebuie făcut acum. Mulți, unii pleacă acasă fără niciun fel de diagnostic, pentru că uitați-vă cât de rar este un cardiolog pediatru, da? Nici cardiologi pediatri nu există. Și părinții ne întreabă uneori și ce face, ne uităm la el cum moare? Cătălin Cârstoveanu este șeful secției de terapie intensivă nou-născuți de la Marie Curie, locul unde sunt ținuți nou-născuții cu malformații cardiace până când vin medicii din Italia ca să-i opereze sau până când părinții reușesc să plece cu ei la tratament în străinătate. Chirurgia cardiacă este o categorie aparte, pentru că aici este o discriminare masivă. Noi nu facem niciun fel de tratament pentru câteva sute de copii. Practic, doar îi plimbăm. Acesta, împreună cu medicul Tamam, i-au trimis fostului premier Mihai Tudose o scrisoare în care atrag atenția asupra faptului că, din cauza lipsei de personal, copiii români bolnavi de inimă mor cu zile. Medicii de la Spitalul Marie Curie v-au trimis o scrisoare în care vă aduc la cunoștință faptul că 1000 de copii bolnavi de boli cardiovasculare nu se pot opera aici în țară. Din cauza lipsei de personal. Dacă dumneavoastră aveți o temă a dumneavoastră, vă rog frumos să veniți la conferința de presă. V-am spus că nu mai dau răspunsuri pe hol, că dumneavoastră fugind după mine. Atunci ne putem opri un pic. Vă puteți opri de asta. Am nevoie de un punct de vedere. Scrisoarea vă este adresată dumneavoastră. V-au trimis-o zilele trecute. O să o citesc, o să o văd, o să o dau în studiu. De acord, copiii cu probleme cardiace este o problemă pentru România. România ocupă penultimul loc la nivel de Uniune Europeană la capitolul medici pe cap de locuitor. Mai prost decât noi stau doar polonezii. Datele Eurostat arată că în România sunt 276 de medici la 100.000 de locuitori, în vreme ce Grecia are de mai bine de două ori mai mulți medici decât țara noastră. Locul 2 la acest capitol este ocupat de Austria, urmată de Portugalia. Bulgaria ocupă locul 7 în topul țărilor cu cei mai mulți medici pe cap de locuitor. Situația nu este cu mult diferită față de acum 7 ani. Și atunci România ocupa penultimul loc. Tot Polonia ocupa ultimul loc, în timp ce Grecia, Austria și Portugalia ocupau tot primele locuri la nivel de Uniunea Europeană. Primul pas în această criză a constat în 2010, când au fost blocate posturile pentru medici, pentru asistenți și celelalte cadre medicale. Gândiți-vă că terminau generații de medici, unii rezidenți pe post care trebuiau să ajungă în spitalele respective, alții nefiind pe post, nu aveau unde să se angajeze și mulți au căutat alternativă în străinătate. Dacă ne raportăm la posibilitatea de a obține un salariu în țările din Uniunea Europeană din Est, nu numai din țările emblematice, tradiționale, Italia, Germania, dar și din Est, vecinii noștri din Polonia oferă un nivel de salarizare destul de ridicat, care este foarte atractiv. Au mai fost factori care au concurat, lipsa de perspectivă din punct de vedere ce se întâmplă cu spitalul public, știți că s-a tot enunțat închiderea unor unități sanitare, reorganizarea altora, reducerea numărului de paturi. Normativul de personal este stabilit și în legătură cu acest indicator, cu numărul de paturi. Evident că din punctul de vedere, oamenii pe bună dreptate își puneau întrebarea.
este de perspectivă să-mi dezvolt profesia în cadrul unui spital sau într-un alt tip de serviciu medical. În vreme ce managerii de spital vorbesc despre munca în plus pe care trebuie să o depună aceștia pentru a suplini deficitul, reprezentanții medicilor spun că subfinanțarea sistemului sanitar de la noi din țară reprezintă un motiv suficient de puternic să-i facă pe medici să-și caute de lucru peste graniță. Lipsa acută de medici este în special în localitățile mici, iar acolo nu doresc să te duc. Indiferent că ministerul crește numărul de locuri la rezidențiat, el face ca numărul de rezidenți în spitalele universitare să fie mari, câteodată să se calce pe picioare că n-au loc să învețe. Da. Iar ei tot nu se duc la Călăraș. Înțeles? Călărașul e foarte aproape de București. Nu vor. Deci un medic care merge într-un spital mai mic se plafonează. Uite-și ce-a învățat la terminarea specialității. Dacă tu ești tobă de carte și lucrezi cu stetoscopul ca pe front, nu-ți convine. Ei lucrează foarte mulți voluntari în spitalele bucureștene. Ei preferă să fie fără contract de muncă într-un spital privat sau public și fac doar gărzi în 2, 3, 4 spitale și așa se întrețin. Vreau să am timp de familie și vreau să am timp de studiu. În acest moment nu ai timp de studiu. Simona Dumitru este medic rezident anul 2. Încă lucrează într-un spital din România, la secția de terapie intensivă de nou-născuți de la Spitalul Marie Curie. Își dorește să devină neonatolog. Nu m-a atras nimic mai mult decât neonatologie. Eu am post la Fetești, care este de provincie. Nu știu dacă mă voi duce într-un final acolo. Din cauza condițiilor. Și stau să mă gândesc dacă după ce am terminat rezidențiatul sau chiar înainte voi pleca din țară. Da, aș vrea să lucrez într-un spital din România. Mi-aș dori foarte mult să pot face și ceva aici, dar până nu se vor mai schimba unele condiții, este foarte greu să mă pronunț de acum dacă voi rămâne sau nu. Ministerul Sănătății este autoritatea care face politicile de sănătate în România, care ar trebui să fie direct interesată în a-i convinge pe medici să lucreze în spitalele de la noi din țară. În schimb, instituția nu deține nicio statistică clară cu privire la numărul de medici care lucrează în România sau al celor care au ales să plece să muncească în străinătate. Merg la tren. Păi nu, am vorbit cu domnul secretar de stat. Vreți, vă rog, să mă lăsați să vorbim la telefon. Florian Bodog este ministrul sănătății și cu greu a putut fi convins să discutăm pe tema deficitului de medici. Ce măsuri concrete ați luat pentru a diminua această criză a medicilor? Păi măsurile care le-am luat sunt măsurile din programul de guvernare. Crește salariul începând cu anul următor. Toate posturile de medici au fost scoase la concurs, așa cum știți, puteți să și urmăriți în Viața Medicală. Tot ceea ce au solicitat spitalele, noi am scos la concurs. Dar știți, posturile au fost scoase la concurs, numai că nu vine nimeni. Păi nu venea nimeni pentru că nu era salariu. Acum va fi și salariu. Și de când credeți că spitalele românești se vor umple de medicii români întorși din străinătate? Nu neapărat întorși din străinătate, nu mai pleacă medici în străinătate datorită faptului că salariile sunt comparabile cu salariile din străinătate. Conform noii grile de salarizare, medicii rezidenți, cei care au cel mai mic salariu, ar urma să câștige 1200 de euro. Până se vor vedea cu acești bani în mână, rezidenții au alte probleme. Bursa și bonurile vor fi tăiate din ianuarie. Alea însemna un venit în plus. Adică pe mine, da, pe mine mai ales la sfârșit de lună m-a ajutat bursa. Sau bonurile să... Poți să faci o problemă. Da, sau umplu frigiderul. Și era ceva. Da. Vom vedea. Unui medic rezident îi ajunge salariul? Eu locuiesc în chirie și cu prietenul meu și ne împărțim cheltuielile. Pentru că astfel nu avem să supraviețuim de la o zi la, adică de la o lună la alta. Ana Zdrite este colega Simonei și vine zilnic pe secția de terapie intensivă nou-născuți, unde monitorizează evoluția bebelușilor internați aici. Am petrecut și vreo 10 ore, deși nu eram de gardă în ziua respectivă, dar dacă este nevoie, stau. Și dacă știu că pot să învăț ceva, stau. Prefer să rămân aici. Nu e vorba de comoditate sau că nu vreau să iau viața de la capăt sau așa ceva. Doar că termin rezidențiatul aici și să lucrez aici și
chiar dacă o să fie greu cu salariul și cu pacienți și cu așa, eu cred că am de învățat și aici. România este o pepinieră de medici pentru întreaga lume. Oficial, în perioada 2010-2016, peste 16.000 de cadre medicale au cerut eliberarea certificatelor profesionale de la Colegiul Medicilor din România. Numai anul trecut, peste 1.300 de medici români au ales să plece să muncească în spitalele din străinătate. Dintre aceștia, cei mai mulți au ales Franța, Marea Britanie, Germania și Belgia. Și spitalele din Suedia, Emiratele Arabe, Austria, Italia și Spania au fost în topul preferințelor medicilor români, în detrimentul celor de la noi din țară. Astfel, țara noastră rămâne încet, dar sigur, fără medici de familie, de terapie intensivă, chirurgi, pediatri, oncologi, cardiologi. La Spitalul Județean de Urgență Ploiești lipsesc peste 200 de medici. Cifra asta enunțată așa pe total sună alarmant. Avem câteva specialități deficitare, din păcate se constată că sunt deficitare la nivel național. Pe primul loc, ca să spun așa, unitatea de primiri urgențe la noi este una cu un număr mare de deficit. În speță ne lipsă 16 doctori, da? Dintr-un normal de 39. Este o incidență acum la noi și pe poziția asta, ne situăm aici pe DN1 către Sinaia Brașov și sunt foarte multe accidente de circulație. Criza de medici face ca în spitale să nu fie acoperite o serie de specialități cu normă întreagă. În aceste condiții, managerii de spitale sunt nevoiți să ia cu împrumut medici din alte unități sanitare pentru a-și acoperi lipsurile. Claudiu Constantin Damian conduce Spitalul Județean de Urgență Buzău și vorbește despre soluțiile pe care le-a găsit ca să nu închidă secțiile unde îi lipsesc medici. Având cam 9.000 de pacienți pe an la secția oncologie și avem 35 de paturi. Din păcate, am doar 2 medici cu jumătate de normă. Este foarte greu, ne descurcăm foarte greu, dar sunt optimist pentru că port discuții cu 2 medici care se pare că vor veni. Și mai avem colaborare cu medici din București care vin și fac gărzi, astfel încât să putem să acoperim linia de gardă cât mai bine. Am făcut tot posibilul, am fost la târgurile de medici anuale, majoritatea firmelor recrutau pentru exterior. La început eram eu și cu încă un spital municipal și în al doilea an la fel. Dar am fost foarte încântat că la acest târg de joburi pentru medici am găsit 2-3 medici care chiar au venit la Spitalul Județean. Noi ne-am gândit și luând exemplu altor unități și poate unele izvorâte și din dorința clară de a face ceva, s-a inițiat și la nivelul spitalului nostru un program cu sprijinul Consiliului Județean de susținere financiară pentru locarea, adică plata unei contravaloare chiriei pentru persoane care vin din alte localități și care au o problemă în a-și asigura locația sau cumpără și niște apartamente. Încercăm să dezvoltăm un fond de locuințe de serviciu. Ministerul, primăria sau Consiliul Județean, după caz, poate da până la 2 salarii minime brute pentru fiecare timp de un an pentru medici. Și noi am făcut acest lucru pentru secțiile unde avem deficit și pentru medicii care s-au înscris și au venit la spitalul nostru. Totodată, pentru medicii care colaborează cu noi și vin de la distanțe mai mari, le plătim transportul. Migrarea masivă a medicilor din ultimii ani a dus ca la începutul lui 2017 30% din posturile din spitalele de stat din România să fie vacante și nimic nu arată că medicii ar renunța la trendul de a părăsi România. Fiecare om are nevoie de satisfacție profesională. Acest lucru nu-l mai oferă sistemul medical românesc medicilor. Adică dacă politic se dorește ca spitalele să fie multe, pline de medici, acele spitale trebuie să fie dotate în așa fel încât un medic să poată să-și desfășoare activitatea în mod satisfăcător, n-am spus perfect, satisfăcător în așa fel încât să nu plece. N-am plecat eu, dar pleacă băiatul meu, așa.
Știți, măsura lucrurilor, el a zis că el nu e gata să treacă prin ce am trecut eu, știți? Preferă tinerii să rămână în programe de cercetare pe la clinici universitare din București pentru a-și face un CV și pentru, în speranță, că își vor găsi pe acest istoric scurt, dar își va găsi o trambulină de încadrare pe un loc de muncă în străinătate. Ne-am format aici, avem familie aici, te gândești că toți nepoții, toate cunoștințele au nevoie de medici și au nevoie de noi. Ce rămân în țară? Doar oameni care se chinuie și care sunt nemulțumiți. Nemulțumiți și instabilitatea zilei de mâine te omoară. Eu, cum am zis, prefer să rămân în continuare. Trebuie să te gândești la o altă perspectivă ce fac. Și nu mi se pare ok ca lucrurile astea să ne afecteze. Sper să se schimbe ceva, dar sper. Deci rămân cu speranță.